Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri, începe jurnalul orei 12 la o zi după ce și-a depus oficial candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a plecat prin țară. Șeful statului a ajuns la Craiova, acolo unde se desfășoară astăzi adunarea regională a organizațiilor PNL din Sud-Vest și Oltenia. Peste 1500 de simpatizanți îl așteaptă pe Klaus Iohannis la reuniunea liberalilor. Colega mea Alina Sorocean se află și ea la Craiova și ne spune mai multe. Alina, bună ziua, ce se întâmplă acum acolo? Am găsit în aceste momente reprezentanții Partidului Național Liberal îl așteaptă pe președintele Klaus Iohannis la adunarea regională a organizațiilor PNL Sud-Vest-Oltenia. Este un eveniment care se desfășoară la Craiova. Dintr-un moment în altul, președintele țării Klaus Iohannis va ajunge aici. Este un nou eveniment la care șeful statului va transmite un mesaj românilor și celor care se află astăzi prezenți aici. Sunt peste 1500 de membri și simpatizanți ai PNL. Printre aceștia sunt parlamentari, aleși locali din regiune. Vorbim despre Luca Turcan, Rareș Bogdan, Ludovic Orban, Iulian Dumitrescu, Piciol Știrbu. Sunt doar câțiva dintre liderii Partidului Național Liberal care chiar în aceste momente îl așteaptă pe președintele țării Klaus Iohannis. Vă reamintesc că Alina, ce se va întâmpla în cadrul evenimentului de astăzi? Știu că se va lua și cuvântul, vor fi discursuri. Sunt momente extrem de importante în care se va discuta despre politica internă și despre modul în care Partidul Național Liberal trebuie să acționeze în continuare. Chiar și weekendul trecut a avut loc o altă întâlnire a filialelor din sudul, sud-estul teritoriului. Acolo Klaus Iohannis a fost prezent și a vorbit despre modul în care Partidul Național Liberal trebuie să lupte în următoarea perioadă pentru a îndepărta Partidul Social Democrat de la guvernare, având în vedere că este formațiunea politică cea care a adus foarte multe minusuri României. Spunea președintele Klaus Iohannis că trebuie ca Partidul Național Liberal să lupte în continuare, iar în această campanie electorală toată lumea trebuie să transmită celor din jur, spuneau liderii PNL și inclusiv Klaus Iohannis, faptul că România trebuie să aibă un viitor mult mai bun și reprezentanții Partidului Social Democrat care au adus foarte multe minusuri în ultima perioadă atât justiției cât și economiei să fie îndepărtat. Chiar ieri președintele Klaus Iohannis a depus la Biroul Electoral Central alături de Partidul Național Liberal 2,2 milioane de semnături ale românilor, ale celor care susțin candidatura sa la alegerile prezidențiale. Am văzut și acolo foarte mulți susținători, am văzut bucureștenii, oameni care au venit să-i transmită un mesaj președintelui, susținându-l și spunându-i că... Asta și vreau să te întreb, Alina, sunt aproximativ 1500 de oameni adunați acolo, vorbim de membri, de simpatizanți ai PNL, parlamentari și aleși locali prezenți la acest eveniment. Ai reușit să stai de vorbă cu simpatizanții, cu oamenii care s-au strâns acolo la fața locului, să-i întrebi una alta, să iei pulsul evenimentului, ce spun ei? Sunt foarte mulți oameni de rând care au venit să-l vadă pe Klaus Iohannis și care sunt nemulțumiți de actuala guvernare. Iată, chiar în aceste momente a ajuns pe Klaus Iohannis aici și este întâmpinat de acești oameni despre care tocmai vorbeam. Este aplaudat în aceste momente și oamenii scandează Klaus Iohannis, îl susțin. Îl susțin pentru candidatura la prezidențiale. Și așa cum vedeți, în aceste momente Klaus Iohannis este întâmpinat de liderii Partidului Național Liberal. Și cei de aici îi urează succes în această competiție.
Am dat declarație de după, am ajuns că avem cate mașină. Ați păstrat toate, ne-ați să avem un dosar frumos. Ați revenit în Oltenia. Ce-ați, domnul vicepreședinte? Că nu e bani de Oltenia. Dar e pe cale. Pe cale, da. Deci presa, atenție, vă rog. Sor, bună, Alina, Dan. Bună organizare. Foarte bună organizare. Data trecută a fost excelent. Mulțumesc frumos. Iar mai putem vorbi cu el, că l-a plăcut. Să urcă la cap. S-ar poporă. Nu, că-i bun. Foarte bun. Ai intrat în campanie. Nu prea merge. Vă dau eu un pic, tot liberat. Sperăm să scrie asta. Asta nu tot. Bine v-am găsit! Ce de-ai
domnilor, acum se intonează imnul național al României. Apar noi date în privința lui Mario Iorgulescu. Familia a vrut să-l transfere azi noapte în Italia, însă operațiunea nu a reușit. Așa că fiul președintelui ligii profesionistă de fotbal s-a întors în spitalul Elias. Mario Iorgulescu era așteptat de o echipă de medici italieni sâmbătă dimineață la una dintre cele mai mari clinici din peninsulă. Potrivit unor surse, vineri seara, fiul președintelui LPF a fost preluat de la spitalul Elias cu ambulanța și dus la aeroport. Transferul în Italia urma să fie făcut cu un avion specializat și dotat cu necesarul acordării asistenței medicale în cazul pacienților greu transportabili. O oră mai târziu, medicii au anunțat că nu îl pot conecta la aparatele din aeronavă. Mario Iorgulescu a ajuns din nou la Elias, acolo unde a fost internat acum mai bine de două săptămâni, imediat după accidentul care a avut loc pe șoseaua Chitila. Informațiile despre starea lui de sănătate sunt puține. Inițial, medicii de la Elias au făcut un anunț în care precizau care era situația la acel moment. Mario Iorgulescu era menținut în comă, fusese operat, iar în legătură cu șansele de supraviețuire, specialiștii erau rezervați. Ulterior au apărut zvonuri că nu ar fi în stare gravă, ci doar că părinții încearcă să-l țină la adăpost, mai ales că au existat mai multe informații că rude și prieteni de-ai lui Dani Vicol, tânărul ucis în accidentul produs de fiul șefului LPF, vor să răzbune moartea acestuia. Ne-au distrus familia, ne-au distrus viața. Era un copil bun, respectuos. Nu merita să moară așa. De altfel, trebuie să plătească. Într-un fel sau altul trebuie să plătească. Indiferent că va trăi sau va muri, vor trebui să plătească pentru ce au făcut. În urmă cu o săptămână, procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București au preluat acest caz. Dosarul este in rem, iar cercetările vizează infracțiunile de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului și substanțelor psihoactive. Potrivit medicilor legiști, Mario Iorgulescu a ieșit pozitiv la testul de cocaină. În plus, el avea o alcoolemie de 1,96 grame pe litru alcool pur în sânge la prima verificare. Șeful de la Permis Auto din Giurgiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar primarul din Valea Dragului a primit arest la domiciliu. Asta după ce 10 de oameni din Giurgiu ar fi ajuns șofer peste noapte, deși unii nu știu să scrie sau să citească. Alți polițiști și instructori autovizați de una dintre cele mai ample anchete din ultimii ani așteaptă decizia instanței. E adevărat că ați luat șpagă? Nu. Câți bani ați luat? De la cine luați bani? Credeți că o să scăpați după episodul vămilor? N-a fost destul? Tribunalul București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Mitică Văduva, șeful serviciului permise din Giurgiu, acuzat că a luat mită de 10 ori în dosarul fraudării examenului de obținere a carnetului de șofer. Marin Mototolea, primarul comunei Valea Dragului, care și el ar fi intermediat această mită, a scăpat doar cu arest la domiciliu datorită stării sale de sănătate. DNA a anunțat că intenționează să depună contestație la această decizie. Potrivit anchetatorilor, cu cel mult 300 de euro, oricine își putea cumpăra un permis de conducere fără niciun fel de efort. Polițiștii le dădeau carnetul de șofer inclusiv celor care erau analfabeți. Că se obține permisul mai ușor aici în bulletin? Nu ne băgăm de șef. Nu știm. Nu este prima dată când șeful serviciului pentru permise auto apare într-un astfel de dosar. La fel s-a întâmplat și în urmă cu 2 ani, când fostul șef al aceluiași serviciu a fost acuzat tot pentru luare de mită. De data aceasta, anchetatorii au organizat un flagrant pentru a ajunge la rețeaua din orașul tuturor posibilităților. Timp de 2 luni, suspecții ar fi eliberat ilegal permise pe bandă rulantă. Mai multe persoane au ajuns șoferi peste noapte în schimbul șpăgilor. Deocamdată nu s-a stabilit numărul exact al persoanelor care au dat bani. Acest caz este unul dintre cele mai mari dosare în care sunt implicați polițiști și instructori auto, după cel din Argeș, când 10 de persoane au fost condamnate pentru aceleași infracțiuni.
Este alertă în județul Dâmbovița. O fetiță de 11 ani a plecat ieri de la școală, însă nu a mai ajuns acasă. Zeci de polițiști, jandarmi, rude și vecini o caută de aproape 20 de ore fără succes. Rudele copilului sunt sigure că fata a fost răpită. La 5 și ceva trebuia să vin acasă și n-am mai venit. Avea vreun motiv să fugă fata? Nu. Ce bănuiți că s-a întâmplat? Că mi-a luat-o cineva. Fetița Mihaela Adriana Fieraru este din localitatea Gura Șuții, iar în momentul dispariției era îmbrăcată cu o pereche de blugi de culoare albastră, o bluză cu mânecă lungă de culoare gri, pantofi sport de culoare neagră cu roșu. De asemenea, copila are 1,50 m înălțime, aproximativ 45 de kg, ochi căprui, păr lung, castaniu. Rudele copilei se tem că aceasta a fost răpită. Cum a luat și alte fete, așa mi-a luat-o și pat. Nu e nici prima, nici ultim. Am plecat eu cu bicicleta după aia, m-am dus până la școală, era școala închisă. Și m-am întâlnit cu niște copii și mi-a zis, a plecat Adriana. A trecut înaintea noastră de la 5 și un sfert. A luat totul, nu trebuie să spunem altceva. Chiar aici, la intersecție, m-a avea, cât mai era mult acolo până aici. 100 de metri să ajungă și imediat cum a dat colțul, n-a mai ajuns copilul acasă. Că n-avea cine să o ia de aici așa. Tot mafios d-astea, toți care face videocea cu copiii. Ce nu face în ziua de azi lumea cu copiii? Ai adevărat, că a luat-o și... Zeci de polițiști și jandarmi au pornit în căutarea fetiței. Au fost aduși chiar și câini antrenați special pentru căutări. Potrivit rudelor, fetița a fost surprinsă de o cameră de supraveghere amplasată lângă șosea, la 100 de metri de casă, după care a dispărut. Luat camere, după unde mai avem camere pe aici, o să vede până unde a ajuns ea, până la un moment dat, 100 de metri de aici, de noi. Dar acolo nu se mai vede nimic, nici pe camere. Acasă n-a ajuns, mai că ăsta stătea aici pe pod. N-avea unde să o ducă. Aștepta. Doar o mașină. Doar o mașină. Doar o mașină a luat-o și a băgat o mașină. Da. Altcineva n-avea cine să o ia. N-avea cine. A luat-o și a fugit cu ea. Sorina Pinta, ministrul sănătății, reacționează după ce reprezentanții industriei farmaceutice din Europa au pus România la zid pentru că interzice exportul de citostatice. Experții europeni susțin că penuria de citostatice din țara noastră nu este dată de exportul de medicamente. În acest moment în România există o criză a citostaticelor, iar pacienții împreună cu familiile lor sunt nevoiți să-și procure pe cont propriu dozele necesare. Până acum lipsesc 12 medicamente pentru tratamentul cancerului, iar estimările arată că dacă nu se vor lua urgent măsuri, numărul dozelor lipsă va crește până la 40 în numai 3 luni. Am spus că am identificat 12 medicamente care au un risc mare de discontinuitate. Situația nu este dramatică, dar am vrut să luăm măsuri înainte ca ea să devină dramatică. Am eliberat 12 autorizații de nevoi speciale, astfel încât aceste medicamente să revină sau să nu intre în proces de discontinuitate. Deja 3 dintre aceste medicamente au intrat în România, iar până la sfârșitul săptămânii viitoare vor intra cele 9 diferențe. Reacția ministrului sănătății vine după ce experții europeni au anunțat că penuria de citostatice de la noi nu este dată de exportul de medicamente. It's very easy that if you lack some medicines, they are in shortage. It sounds intuitive. Don't take medicines out of the country. But let's say you had a lack of milk, then it does not help to ban export of cheese. You need milk, then you have to have milk. And right now you are banning the export of cheese to have milk. This doesn't make sense. And we need to find solutions to bring in what it is you really need, oncology products, for example. And that's the problem at the moment. Reprezentanții industriei farmaceutice din Europa spun că măsura Sorinei Pintea de a asista exportul de medicamente nu are sens, deoarece citostaticele respective oricum nu existau în țara noastră. We have an obligation first to supply the national patient. That means Romanian patients have a legal right to be served first, and this we always abide by. So we are really not creating imbalances. We are making sure that imbalances which are already existing are corrected. Unfortunately, Romania is the only country in Europe where we do not get reimbursement, and this is something we have asked for years. We cannot parallel import into Romania because we are not reimbursed. All other countries
Even Bulgaria, Poland, Czech Republic, we import medicines, we bring more medicines in, but in Romania, for some reason, you still do not give reimbursement to parallel imports. This is incomprehensible, and it is the first action the minister should be doing to make sure there is more medicines to the Romanian patient. Banning export of products which are already not in Romania to start with will not help anything. You will not have more medicines in Romania because of this measure. La rândul său, Sorina Pintea spune însă că există mai multe companii străine care au promis că vor distribui medicamentele respective în România, însă nu s-au ținut de cuvânt. Am ascultat și eu afirmațiile expertului european și cu tot respectul nu pot să-i dau dreptate. Pentru că am luat această măsură pentru limitarea exportului de produse citostatice în momentul în care am constatat că sunt anumite companii care nu își îndeplinesc obligația publică de a asigura stocurile pe care de altfel au promis că le vor distribui în România pentru pacienții români. Insist, nu sunt măsuri permanente, sau această măsură va fi o măsură cu caracter temporar care se va lua în paralel cu alte măsuri, astfel încât să nu mai avem probleme cu medicamentele citostatice și nu numai. Ministrul Sănătății mai arată că fără această măsură, lipsa de medicamente din țara noastră se poate adânci. Dacă nu luăm măsuri, din estimările noastre, având în vedere stocurile pe care le-am analizat și discuțiile cu comisiile de specialitate, în următoarele luni ne putem confrunta cu o lipsă mare de medicamente, între 47 și 65 de molecule. Am revenit la știri. Un deținut extrem de periculos este liber. Individul a reușit să evadeze de la penitenciarul din Focșani, iar de aproape 24 de ore este de negăsit. Bărbatul avea de ispășit o pedapsă de 22 de ani de închisoare pentru omor deosebit de grav. Bărbatul se numește Vasilică Cojocaru și are 39 de ani. Și deși era condamnat la 22 de ani de pușcărie pentru omor deosebit de grav, își ispășea pedepsa în regim deschis la penitenciarul din Focșani. Ieri se afla la un punct de lucru din localitatea Golești, moment în care a decis să plece. Individul s-a făcut nevăzut, iar de atunci poliția îl caută în tot județul Vrancea, dar și în județele învecinate. În ajutorul polițiștilor a fost adus și un elicopter în speranța că evadatul periculos va fi găsit. Potrivit poliției, în momentul în care a fugit, deținutul era îmbrăcat cu o pereche de pantaloni albaștri, bluză de training neagră și bocanci. Individul are 1,68 m înălțime, constituție atletică, păr șaten, ochi căprui și un tatuaj pe brațul stâng. Poliția a făcut și un apel la cetățenii care au informații despre evadat. Aceștia sunt rugați să sune la 112 sau să contacteze cea mai apropiată secție de poliție. Cu viața la numai 21 de ani pentru că nu a mai suportat gelozia iubitului, același bărbat care i-a devenit călău. Vorbim despre o tânără din Timișoara care a fost înjunghiată mortal la câțiva metri de catedrala din oraș. După doar 2 ore, individul a fost prins și a ajuns după gratii. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tânăra se plimba în jur de ora 19 împreună cu o prietenă în parcul din apropierea Catedralei Metropolitane din Timișoara. La un moment dat a apărut individul de 31 de ani care a chemat-o să vorbească. Fata îi povestise prietenei sale că îl părăsise pe bărbat pentru că devenise extrem de gelos. După nici 5 minute de când o chemase să stea de vorbă, tânăra de 21 de ani a țipat, apoi s-a prăbușit pe ciment sub privirile îngrozite ale prietenei sale. Fata a fost înjunghiată de individ care apoi a fugit. Amica tinerei a sunat la 112 și, în scurt timp, în parc au ajuns 2 echipaje SMURD care au găsit-o pe femeie în stop cardiorespirator. Au resuscitat-o minute în șir, apoi au transportat-o la spitalul municipal. Din cauza rănilor grave și pentru că a pierdut mult sânge, tânăra a murit. Călăul ei a fost prins la nici 2 ore și a ajuns după gratii. El le-a spus polițiștilor că a plănuit să o ucidă pe fată pentru că îl părăsise. De ce ai omorât-o? De ce ai omorât-o? De ce ai omorât-o? De ce ai omorât-o? În parieră! Vrei să te sinucizi? Vrei să te sinucizi? De ce ai omorât-o? Erai gelos?
Și am revenit la știri cu două luni înainte de alegeri. PSD-iștii încearcă să-și cumpere proprii primari, de teamă că edilii PSD nu vor depune prea mari eforturi pentru a o susține pe Viorica Dăncilă. Guvernul a împărțit 2 miliarde de lei primăriilor. De ochii lumii, niște bani au ajuns și la primarii din celelalte partide. 116 proiecte în valoare de 2,3 miliarde de lei pentru primăriile din țară. Asta a aprobat guvernul condus de Viorica Dăncilă, acum cu nici 2 luni înainte de alegeri. La prima vedere este un lucru excepțional, însă situația nu stă chiar așa. Banii au scop bine stabilit. Se convingă pe primarii PSD să o susțină pe Dăncilă pentru președinție. Iar acolo unde este cazul, oamenii trebuie să afle că PSD face lucruri pentru cetățeni. Cu alte cuvinte, se încearcă cumpărarea de voturi la nivel macro. Iar dacă ne uităm la modul în care au fost împărțiți acești bani, vedem că sumele sunt date cu dedicație. Astfel, din cele 116 proiecte aprobate, 92 de proiecte merg la localități conduse de primar PSD, 14 proiecte merg la primar PNL, 2 proiecte la universitățile din Craiova și Galați și câte 2 proiecte la primari UNPR și independenți. Câte un proiect a fost câștigat de localități cu primar din ALDE, PNCCD, Partidul Ecologist și UDMR. Cât despre valoarea proiectelor din primele 15 în clasamentul mărimii sumelor destinate primăriilor, 13 sunt ale PSD-iștilor. Campioană fiind comuna Vitomirești din județul Olt, care a primit 71 de milioane de lei. Pe locul 2 este Buzăul cu 70 de milioane, iar pe 3 comuna Jurilovca din județul Tulcea cu 69 de milioane de lei. Proiectele vor începe să fie implementate în octombrie, când vor fi alocate și primele tranșe de bani, potrivit unui anunț al premierului Viorica Dăncilă. Adică exact în preajma campaniei electorale, când Dăncilă, care este premier, șef PSD și candidat la prezidențiale, are nevoie ca primarii să se mobilizeze la maximum pentru a-i aduce voturile necesare intrării în turul 2. Nu mai este niciun dubiu că fostul șef al Transelectrica, Marius Dănuț Carașol, și-a falsificat diploma de licență. Universitatea Politehnică din București a făcut public un specimen al unei diplome emise de instituția de învățământ și modelul folosit de Carașol, iar diferențele se văd cu ochiul liber. Marius Dănuț Carașol a făcut dovadă că nu se pricepe la nimic. După ce că nu a fost în stare să termine o facultate, nici măcar să-și falsifice diploma, nu a reușit. Potrivit celor de la edupedu.ro, diferențele dintre falsul grosolan făcut de fostul șef al Transelectrica și o diplomă originală sunt de la cer la pământ. Astfel, cadrul care mărginește diploma falsă este asemănător cadrului din diplomele de bacalaureat, simbolul cărții cu inițialele Ministerului Educației și Cercetării ce apare în colțurile diplomei false nu este prezent pe diplomele Universității Politehnica din București nici în anii 2005-2006, când se presupune că a luat Carașol licența, iar numele Universității Politehnica este articulat Universității Politehnice în diploma falsă. Apoi, datele sunt completate cu pixul și carioca pe diploma falsă, în condițiile în care diplomele emise de Politehnică sunt tipărite la imprimantă din 2005 încoace, iar dovada hotărătoare a falsului o reprezintă seria actului, care nu există în baza de date nefiind tipărită. Conform informațiilor furnizate Ministerului Educației Naționale de compania RomDidac, care anterior anului 2014 tipărea documentele de studii comandate și ulterior emise de instituțiile de învățământ superior, diploma de inginer cu seria D numărul 0286614 nu există în baza de date, nefiind tipărită. Diploma de inginer cu seria D s-a tipărit de la numărul 0000001 la numărul 0023800, arată un comunicat al Ministerului Educației. Marius Dănuț Carașol a fost dat afară de la șefia Transelectrica acum 2 zile, iar problemele lui nu se opresc aici. Reprezentanții companiei dau de înțeles că îl vor da în judecată pe fostul șef pentru false în acte și salarizare conform unor studii pe care nu le are. Punem punct aici jurnalului, rămâneți pe B1 TV și nu ratați La Fix, tot B1 cu Irina Petrana.